Bună ziua! Astăzi pregătim un humus de casă. Un humus de casă, dar năutul îl avem gata pregătit, gata fiert, decât îl putem folosi. Altfel, trebuia năutul ținut în apă pentru a se decoji 12 ore, fiert, deja mult mai complicat și de durată mult mai mare, așa le avem la cutii și este totul mult mai simplu. Deci, năutul am în jur de 700 de grame de năut, cam așa ar fi cantitatea de 700 de grame. Pasta de Susan tahini, care ar merge câte o lingură pentru fiecare cutie din aceasta, deci ne trebuie 3 linguri, câțiva căței de usturoi, o lămâie sau două după gust. Chime în semințe, dar trebuie măcinat pentru a fi adăugat ca condiment, sare și piper după gust și chimenul la fel tot după gust, rodie, câteva boabe pentru aspect și pentru farfuria finală și bineînțeles câte o lingură de ulei de măsline pentru fiecare cutie. Dar totuși putem să mai păstrăm, nu, putem, trebuie să mai păstrăm și zeama din aceste cutii, că o să mai adăugăm treptat când toate ingredientele în afară de rodie vor merge în blender, adică zeama de la lămâi, tahiniul, boabele de năut, trebuie să mai adăugăm din această apă, ca să nu punem apa normală, e mai bună apa în care au stat ele în conservă. Zeama respectivă, ca să iasă humusul cremos, nu tare, că dacă n-o adăugăm și ceva lichid, o să iasă o pastă foarte tare, ceea ce nu este corect, toate că ajută și zeama lămâilor aici. Să vedem ce o să iasă. Deci, ingredientele toate merg în blender. Dacă nu încap toate, avem blender mai mic, putem împărți în două, putem împărți chiar în trei și adăugăm pentru fiecare cantitate în parte tot ce trebuie. Pentru început o să folosesc decât zeama la o lămâie. Dacă mai este nevoie, o să mai punem spre final, să nu cumva să fie prea acră. Usturoiul va fi zdrobit cu acest instrument și doar ce iese prin aceste găurele, doar acel lucru va fi pus. Semințele de chimen trebuie să fie puse praf, trebuie să punem praf, adică și condiment, nu tare ca să se simtă în humus. Usturoiul este și el zdrobit, adăugat peste lămâie. Am făcut un capac și rodii să fie pregătită. Mai tăiem pe margine, pe urmă și se poate desface complet pe margine în jos, în dreptul acesta. Pasta de Susan așa arată. Deci ne trebuie 3 linguri. Năutul în conservă. Așa arată. Să nu uitați, când ingredientele toate merg amestecate în blender, adăugată și din zeama aceasta care este în conserva de năut. După gust, în sensul că să iasă o pastă cremoasă, nu o pastă tare, ca să poate, să zicem, întinde pe o lipie. Așa arată finalul. Este foarte cremoasă. Să știți că a intrat la această cantitate zeama la două lămâi. Vă doresc poftă bună!